Conform deciziei Consiliului Reprezentanților Unionali din decembrie anul trecut, UDMR va susține următorul congres pentru alegerea noii conduceri în zilele de 28 și 29 aprilie 2023 la Timișoara. Kelemen Hunor candidează pentru un nou mandat de președinte al UDMR, candidatura acestuia fiind susținută și de Organizația Județeană din Hunedoara, a declarat la DEVA europarlamentarul Iuliu Winkler. Congres al Uniunii Democrate Maghiare din România este un congres electoral. Procesul de selecție, procesul preelectoral s-a încheiat și avem candidat unic, care este președintele actual în funcție al UDMR, domnul Kelemen Hunor. Cu siguranță că el va fi sprijinit pentru un nou mandat de către marea majoritate a delegaților la congres, va fi sprijinit și de către delegații noștri din județul Hunedoara la congresul UDMR. Cred că este vorba despre acea nevoie de stabilitate pe care o vedem astăzi. Avem nevoie de stabilitate în guvernare, avem un război la granițe, nu? Avem nevoie deci de stabilitate politică, dar avem nevoie de stabilitate economică, pentru că noi ne aflăm într-un deceniu în care România are cele mai multe fonduri pe care le-a avut vreodată pentru dezvoltare, fonduri europene și fonduri din bugetul propriu, deci stabilitatea economică este aceea care ne va permite să utilizăm cu folos și cu eficiență aceste fonduri. Avem nevoie de stabilitate și noi în UDMR, pentru că ne aflăm în acest deceniu al convergenței, acest deceniu în care noi vrem ca și comunitățile noastre să beneficieze de modernizare, să beneficieze de fondurile de dezvoltare și de aceea eu cred că acest cuvânt de ordine, să spunem, care nu va fi rostit probabil la congres, dar va fi sugerat prin decizii, prin discursuri și prin comportamentul politic al participanților, al delegaților la congres, este un cuvânt foarte important. Stabilitate este valoarea de care noi trebuie să ținem cont în interiorul UDMR, dar și la nivelul întregii României în perioada care urmează. Așa că în această paradigmă a stabilității și a valorilor, a respectului reciproc, eu cred că domnul Kelemen Hunor este un actor important.